volum a apărut tot la editura AUMA, când duse de domnul Alexandru Moșina, directorul și patronul editurii însăși, e fost însăși a editurii. Evocă o situație care s-a întâmplat la un moment dat la ASPRO, Asociația Editorilor Profesioniști, care dădea, sau plătea anual un premiu și un mare premiu. Și la un moment dat, comitetul respectiv a dat acest mare premiu care regretatul lui Adrian Marino, care era membru al juriului. Președinte. Și atunci a trebuit să se găsească o formulă. Adrian Marino a ieșit în juriu până la baie. Până a primit premiu și în felul ăsta s-a rezolvat. Ei bine, aia și noi suntem în situația asta, pentru că Andrei Bodiu nu putea să se prezinte pe el însuși și a trebuit să rezolvăm această criză constituțională. Dar nu se dă niciun premiu. Nu se dă niciun premiu de data asta, decât, mă rog, premiul admirația și afecțiunea publicului, da. Așa. Deci, veți asculta pe Andrei Bodiu. Acum, sigur că au fost înainte oameni tineri cu fără multă energie și probabil e așa ca un fel de sentiment din ăsta, ca la disco, când vezi pe juni că, cum se spune, să spargă în figuri și vine și ție să intri în coră și încă să arăți că ești verde. Noi suntem la vârsta la care nu chiar așa scârțâim de toate oasele, dar totuși nu renunțăm la asemenea impulsuri, nu? De a intra și noi cu flăcăi și de așa. Deci sper că Andrei să apere cauza noastră celor trecuți așa un pic deja de 40 de ani. Da. Și să arată că mai putem și noi câte ceva așa. Păi atunci am să încep cu un poem, apropo de faptul că suntem trecuți de 40 de ani. Eu o să citesc numai poeme pe care nu le-am mai citit aici. Adică poeme pe care le-am scris de la ultimul maraton. Unii știu poeme dintre acestea, dar aici nu le-am mai citit, sunt scrise în acest an. Și am să citesc chiar un poem pe care l-am scris de 22 ianuarie, de ziua domnului Dobrescu. Și poemul se cheamă De ziua lui Caius. Nu, o să se înțeleagă că e într-o legătură cu ce spuneai mai devreme. Într-o dureroasă legătură. Pe 22 ianuarie, de ziua lui Caius, am văzut-o pe Luminița, o brunetă care ne înflăcărea imaginația în adolescență. Are același păr negru lung, dar cam 40 ca și noi. Un alt poem care se cheamă Consiliul Academic și care este o structură academică unde mergem noi decanii și ne întâlnim cu domnul Vișa, care e rectorul nostru. Și ăsta e un poem scris într-un moment când una dintre colegii noștri decani a murit soția. Când el număra până la 9, noi ceilalți priveam scaunul gol. Jumătate știam că soția ta murise subit, jumătate se gândeau câte o secundă la altceva. Când el ne-a spus că studenți cu cagulă au spart ușile noi din cămin, brusc ne-am trezit și am cerut socoteală. Un poem care se cheamă Brașov Transit și care are legătură cu lungile mele călătorii prin țară. Trec prin orașul meu fără să cobor în gară, merg spre Sibiu, nu cobor pentru Adi și Tudor, mă gândesc doar la ei, poate i-aș fi putut chema în gară, Adi să stea lângă Tudor cât timp privește el rapidul motor, amândoi să privim, cum zice el tare, tatai, după care ar începe să plângă, mai bine așa, trenul pleacă, cerul e plumburiu, tabela de marcaj de pe tineretul e oarbă, steagul joacă cu gloria Buzău, mă îndepărtez fără să știu scorul, ăsta e meciul. Noua 12-2006. Aș fi zis că nu e nimic mai bun ca vacanțele alea la 2 mai sau la vamă cu Oprea, Dobrescu, Matei sau Secașiu când alergam toți cam după aceleași fete gagici de pe tot cuprinsul țării. Acum îmi place Crăciunul în familie, ador să nu fiu deranjat, iar lungile, intensele tăceri fac atâtea parale cât certurile noastre din ușa cortului Portocaliu Parcă. Un tren încetinind la Feldioara.
Parcă pădurea de pin s-a împuținat, deasupra e luna mare și albă, gata să cadă pe ruinele cetății. Îmi trec prin minte numele pașoptiștilor și pozele alb negru din cabinetul de română. Mă întreb care ar face. Peștișorul de aur. Întorc privirile, vor să vadă cum a făcut Siriac al doilea miliard. Cum banii au dospit ca pâinica ce prinde în mijloc bucata de cașcaval sau de salam. Una dintre fete, chiar freamătă pe locul ei de lângă geam, se abține cu greu să nu izbucnească, ar vrea și ea peștișorul de aur în rochița mov, pentru că el oricum nu are miros. Parfum de romanță. Obiectele au început să se ascundă. Agenda am găsit-o a doua zi la registratură, mersul trenurilor cu prima pagină ruptă de Tudor a doua zi, telecomanda televizorului seara târziu într-un sertar. S-au ascuns, m-au păcălit, m-am gândit intens la ele, cu drag, cu disperare. Acum o să citesc două poeme care se leagă de experiența aceasta pe care o trăim ca locuitorii Europei Unite. Și primul este locuitorii Europei Unite 1. Fiecare locuitor al Europei Unite scrie un jurnal ca să-și dovedească existența. Astfel, pe hârtie semnată și pe internet, locuitorii bătrânului continent povestesc toți că există. O comisie obiectiv constituită din 27 de comisari verifică dacă jurnalele sunt ținute la zi. Ca să verifice dacă acești 27 își fac treaba, cei 27 au mai numit o comisie de 27 care a constatat următoarele. 1. Nu toți cetățenii Europei Unite dovedesc zilnic că există. De exemplu, 6 bulgari n-au mai scris de 3 săptămâni. 10 francezi nu pot fi contactați, 4 spanioli refuză să scrie și așa mai departe. 2. Unele jurnale sunt redactate sumar, fără detalii lămuritoare. În limba uneia dintre noile țări membre, am spune cu scuzele de rigoare că jurnalele sunt fușerite. 3. Altele sunt substanțial apropiindu-se de standardele solicitate. Totuși, nici în acestea nu e consemnat chiar tot ce se întâmplă. Știm asta nu pentru că am urmărit pe cineva. Oamenii sunt liberi. O analiză comparativă este suficientă. 4. Verificările în perechi funcționează în general bine, deși unii cetățeni se plâng că n-au destul timp să scrie și să controleze. 5. Cetățenii se plâng că nu mai au unde să pună hârtia și solicită ca jurnalul să se țină doar pe internet. Ca urmare, propunem următoarele măsuri. A. Pe termen scurt, atenționarea cordială, desigur, a celor care nu actualizează jurnalele. Și B. Pe termen mediu și lung, atingerea standardului optim, adică a trăi și a dovedi că trăiești simultan. Locuitorii Europei Unite 2. Dacă îi privești de aici, cei 27 seamănă foarte tare, poartă cravate roșii după moda americană și majoritatea calificată poartă ochelari. Cum stai, îi poți vedea pe toți chiar dacă sunt adânciți în hârtii și scriu, nu termină niciodată de scris. Când nu mai e loc pe birouri, dau drumul hârtiilor și hârtiile aterizează suav pe pământ. Toate conțin proceduri, măsuri, toate sunt ghiduri care îți perfecționează viața. Nu-ți imagina că hârtiile cad la întâmplare. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Toate curg riguros și logic și se depun teanc ca bani în bancomat. Pe prima de azi pe care atât ați așteptat-o scrie raport privind orele de dinaintea orelor de serviciu. Nu e mare lucru. Nu e mare lucru să ne scărpinăm de 3 ori și să scriem. Astăzi la 7:48 m-am scărpinat de 2 ori în cap și odată în cot. Și deși asta nu ți s-a cerut, poți adăuga, dintr-o dată, viața mi s-a părut mai frumoasă. Să fac o secundă de pauză. Deci vreau să spun că vă aveați citit astea la maratonul de poezie de la Sibiu. Și chiar înainte de să înceapă maratonul, și-a pierdut vocea, plus. Nu știu dacă de emoție sau de cât a fi discutat cu toată lumea pe acolo. Și când a citit el în momentul culminant al maratonului așa, știi ceva de genul? Locuitorii Europei. Fiecare locuitor al
A fost foarte mișcător. Să vede că îi suflet. Bun. Nu știu că îi salvat. Încă doar câteva poeme. Iulie, o expertiză. Liviu Franga m-a adus până aici cu mașina, e un Opel gri metalizat cu toate bune și aer condiționat, pe deasupra e o căldură beton de București, trag după mine plasa de rafie burdușită de dosare, poate mâine vor fi atât de multe încât îmi voi lua o sacoșă de aia cu pătrățele să creadă toți că fac Turcia. Mă gândesc ce-aș face cu bani, mi-e limpede că sunt buimac, e limpede că pe căldura asta singurul lucru clar sunt fustele de mătase ale fetelor. Despre cum iese sufletul din noi. Metroul din București. Toți ați călătorit cu această sculă care are niște particularități pe care nu le întâlniți nicăieri în lume. Și am scris două poeme pe tema acestui metrou. Metroul din București. 1. Metroul din București e ca în nuvelele lui Mircea Eliade. Un spațiu fără indicatoare, fără hărți, unde vocea mecanicului se aude slab exact când se închid ușile, cu vagoane care se leagănă precum firul de păianjen pe care s-au așezat atâți și atâți elefanți. Metroul din București nu seamănă cu cel din Budapesta, Viena, Paris sau Madrid. Ca în lații gângi, aici urci undeva, cobori undeva, ești același om neschimbat, uluitor de tânăr. Metroul din București 2. Ca în călăuza lui Tarkovski. Călătorii au nervi întinși de căldură, o femeie plânge, o voce subțire anunță Piața Unirii, o voce groasă anunță stația Crângaș cu peronul pe partea dreaptă. Vocea subțire aruncă piulița în stânga, vocea groasă sparge geamul securizat, ea simte o boare de primăvară întunecată. Și două poeme de încheiere despre cum iese sufletul din noi. Aoleu, și nu am chiar... am un poem pe care vreau să-l citesc. Vreau să-l citesc neapărat, poate îl găsesc, dar... care se cheamă... Ala cu Grigore Vieru. Da, m-am... îndosat. M-am olipsit de la Ion Muleșan. Nu e aici. Poemul respectiv se cheamă Bate un cal pe spurcata și va fi probabil... Deci am mai multe titluri pentru această carte care se cam finalizează și unul este Vânt cal pe spurcata. Spurcata, știți, este graftul, adică e părâul din spatele... Îmi pare rău că nu-l am. Nu-i nimic, o să... Dacă o să meargă totul bine, o să-l citiți în carte. Sau îl citesc la... Despre cum iese sufletul din noi. Acum chiar mă apuc să ridic jucăriile, una e un măr, ce pălărie verde, sunt sigur că are un nume. Mai e o mașină, un pistol, iar o mașină și încă o mașină bună de aruncat și o minge de rugby mică de plastic. Mă străduiesc să scot cercurile pe care bunica l-a pus cap la cap ca să stai tu o secundă să le privești. Privește cum nimeresc buza pungii groase aproape opace cu ultima piesă de Lego. Privesc cum vii tu și răstorn vesel punga. Și ultimul poem, 15.08.2007. Nesigurul interval dintre vârste, când timpul se împarte viguros între școală și casă. Când bag nasul în pempii lui Tudor să văd dacă n-a făcut treaba pe care o face pe o liță doar teoretic. Când în parc aș putea scrie toate poemele de tată la 40 de ani. Nesigurul interval dintre vârste, când tot mai aproape de mine, dimineața sau noaptea, explodează morțile celor dragi. Mulțumesc!